O delegație a Administrației Naționale a Apelor Române, condusă de directorul Vasile Pintilie, reprezentanței firmelor care forează în zonă, constructorii care lucrează la dig, autorități locale, dar și prefecții din Olt și Teleorman, au participat la o nouă întrunire de lucru la Corbu despre construcția digurilor de pe Vedea și Beiu, județul Teleorman. Odată cu începerea lucrărilor, au apărut și primele probleme. Sunt două probleme majore. Unu, proiectantul nu a luat în calcul inițial că acest dig traversează conductele Compet și Petrom și acum trebuie să găsească soluții pentru subtraversarea acestor conducte și doi, cetățenii care, deși inițial și-au dat acordul că acest dig să treacă pe proprietatea lor, în momentul de față o parte din ei își au cuvântul înapoi. În momentul de față digul la Corbu și la Icoana se desfășoară în condiții aproape de normal. Am recuperat, sau mai bine zis, constructorul a recuperat o parte din întârzieri și sperăm că la data de 30 august digul să fie gata. Prefecții de Olt și Teleorman colaborează pentru finalizarea acestor investiții, mai ales că inundațiile din cele două județe au avut loc de Paște. Probleme, după cum ați constatat, deja sunt. Pentru că, așa cum ne-am așteptat, oamenii nu înțeleg că este o lucrare până la urmă de interes public și că nu putem și nu ne permitem în acest moment să pierdem vremea. Eu cu domnul prefect de Olt discutăm în permanență, dânsul îmi spune ce informații am mai primit din teritoriu, căutăm împreună soluțiile. Digul care se construiește la Corbu apără două sate și sute de terenuri agricole. Este o continuare pe malul stâng al râului Vedea, unde apără satele Buzești și Milcoveni. Lungimea pe raza localității noastre are în jur de 4,5 km. Apără aproape 1000 de locuitori, aproape 600 de gospodării. Edilul povestește despre inundațiile din primăvară, când în noaptea de Paște Vedea a ieșit din matcă. Dacă până acum și cetățenii și eu, care am îmbătrânit pe aici, ziceam, vine Vedea odată la 10 ani. Acum n-am mai respectat Vedea odată la 10 ani să vină să se reverse, să producă pagube. A venit de două ori în 3 săptămâni. Dacă în 2005 pagubele produse de Vedea în comună au fost de 18 miliarde de lei vechi, după construirea primei părți a digului, acum în 2014, acestea sunt mult mai mici. În aprilie, 3 case au fost distruse și 7 persoane evacuate.